Bună ziua, dragilor! Salutare! Am înnebunit în autoizolare, dar venim încă un vin. Astăzi, împreună cu domnul inginer Vlad, o să degustăm fetească albă. Fetească albă. 2018, în acest moment o să observați ce frumos am sticla în mână și eu o să-i torn la domnul Vlad, inginer. Cum vedeți, umple paharul într-o proporție, undeva la 30% se atinge în baza. Da, a fost executată maestos această operațiune. Da, deci vorbim împreună cu invitatul nostru Vlad Cobuz despre o fetească albă din 2018, Podgoria Lechința, Centru Viticol Gelna, din via noastră. Domnul viticultor s-a ocupat de partea de sluburi împreună cu băia mamă. Da, din viața noastră. Din viața noastră, așa este. După cum vorbim de fetească albă, un soi fain, românesc. Cât se poate de românesc. Cât se poate de românesc, dar din... Poți să merg mai românezeată, dar nu cred așa. Cel puțin încă testele genetice făcute de extraterestri nu au reușit să... Nu va atât de departe, dar noi susținem că e un soi românesc. Deci, trecem la un dans frumos al... Dar înainte de dansul tău frumos, am putea menționa faptul că este un soi românesc foarte versatil, adică reușim să facem un vin foarte crispy, fresh, cu note de... Avem și mus notele alea, deci din struguri, e semi-aromat efectiv pe zona asta cum ajunge și din precursor mai dă un pic, mergem către soc, către fân, mergem în direcția aia. Nu lași un vin rustic, că nu e rustic, dar e un soi care efectiv are o aromatică proprie și este un lucru foarte fain, așa cum avem torontes în Argentina, aduse, bioninie și tot felul de soiuri care, ok, când noi suntem obișnuiți să avem chardonnay, sauvignon blanc, mult, toate chestiile astea. Avem și noi pe nostru, terente. Terente pe casca da. Și ăsta e un soi chiar fain și dar să nu uităm că reușim să facem și un vin baricat, dacă vrem, din fetească albă. Da, tocmai prin prisma zonei, a climei, a acidității și a felul în care poți să cultivi, nu? Bineînțeles, din tehnologia din teren, putem să mergem înspre o structură a strugurilor mai compactă, mai mică sau, din potrivă, una mai mare, mai dezvoltată, în care putem face genul ăsta de fetească. Da, și o să avem o surpriză peste câteva luni când o să vin și fetească cealaltă, ce am făcut anul trecut. Da, să vedem. O culoare frumoasă, gălbuie, tipică, cum ar veni, cu reflex așa verzui. Un nas pe care nu pot decât să-l numesc curat, intens, note foarte, destul de explozive de soc, de fân, de caisă, piersică un picuț în zona aia. Nu știu, iarăși. Lenar. Fain, curge ușor. Ușor de băut. Notele persiste și la nivel de gust, după aia avem așa notele alea minerale, așa faine de zone, parcă nu de cremene, așa mi se pare. Are un pic de cremene. Așa e? Adică astea sunt niște apanaje ale unor vinuri gen cu foarte multă vechime și tradiție la nivel mondial și e foarte fain la o cramă mică că poți să te joci efectiv din partea de vie ce faci da, tu acolo și eu ce vin și hai să vedem aia, putem să facem aia, mai multe cu filmele în vie și la zice aia se poate, aia nu, hai să vedem și chestia aia. Ce vreau, și după aia merge pe parte de ceea ce facem cu surubii mai departe în cramă și poți să te joci foarte mult și din turbiditate, din tot felul de detalii din astea de vie și de cramă și sunt niște vinuri care iarăși sunt foarte versatile, cum a zis Vlad, și strugurile vie și vinul efectiv pe masa voastră. Corect. Și din nou, aromatica e foarte plăcută. Am făcut undeva la 3000 de sticle din vinul ăsta, deci mare lucru nu prea mai este, dar e și foarte fain. Nu știu ce soiurile locale nu sunt atât de cerute, dar nici nu cred că e subiectul. Da, e subiectul discuției astăzi. No. Brici. Da, mă ajută. Ceau. Dar trebuie să te-ai dat acolo. M-am uitat câteodată. Că noi vă vedem, să știți. Da, Doamne ajută, poftă mare și vouă și ne vedem în genaș cu ei. Hai să-l cuprim tărșania asta.